Violența școlară, un fenomen îngrijorător. Reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara spun că monitorizează în permanență actele de violență din rândul elevilor. Mai mult, aceștia implementează și o serie de măsuri pentru combaterea acestui fenomen. Un alt fenomen cu care noi ne confruntăm este violența școlară. Chiar vă pot informa că ieri am discutat în cadrul Consiliului Profesoral la noi la școală despre o serie de măsuri care se iau pe această direcție în ceea ce privește violența școlară. La fiecare școală există o comisie de prevenție a violenței școlare care monitorizează cazurile de violență. Acum și în funcție de situațiile respective, de cazurile respective, se iau măsurile care sunt de bun augur ca să încercăm să stopăm acest fenomen sau să încercăm să-l prevenim. Dacă tot am vorbit de prevenție, există foarte multe proiecte, programe la nivel de liceu pentru prevenția violenței școlare, programe care sunt realizate la nivel de județ și implementate în școli de către psihologii școlari prin consiliere de grup, prin consiliere individuală cu elevii, pentru identificarea cauzelor care conduc la acest fenomen cu care ne confruntăm. Specialiștii au constatat în urma cercetărilor că elevii recurg la acte de violență pentru a atrage atenția asupra lor. În urmă cu câțiva ani am realizat o cercetare psihosocială la nivel de școală în ceea ce privește fenomenul violenței școlare. Din câte mi-aduc eu aminte, în mare procentele, răspunsurile elevilor sau opinia elevilor vis-a-vis de acest fenomen conducea la identificarea unor situații în care copiii din, cum să vă spun exact, copilul din încercarea de a ieși în evidență și din încercarea de a epata, de a se ridica într-un anumit fel deasupra celorlalți, de a ieși în evidență, cred că este termenul corect, este principala cauză. În măsură de cam în jur de 60-65% dintre elevii chestionați au răspuns că asta ar fi principala cauză, de a ieși în evidență, și de multe ori aceste situații pot fi prevenite prin consiliere individuală cu ei. Potrivit unui studiu, cele mai frecvente acte de violență s-au constat în vătămare corporală 211 și exprimare inadecvată 64. Pe lângă acestea au mai fost înregistrate 24 de cazuri de distrugere de bunuri, 23 de amenințări, 5 tentative de furt, 3 violențe fizice cu arme. Aceste acte au fost comise între elevi, dar specialiștii au mai identificat și 101 cazuri de violență între elevi și profesori. Dintre acestea, cele mai multe cazuri, 64, au fost de violență verbală, violență fizică ușoară și insulte grave, 11, și 2 cazuri de hărțuire sexuală.